urmărit sancțiunile și măsurile complementare. Apărut un nou articol, articolul 102 aliniatul 4, care prevede suspendarea interzicerii dreptul a conducere pe o perioadă de 120 de zile dacă depășiți viteza legală mai mult de 70 km pe oră. De asemenea, la conducere sub influența alcoolului, la fel, s-a mărit la 90 de zile, nu se mai reduce. Nu se mai reduce nimic. Testare obligatorie pentru a nu se mări cu încă 30 de zile. Nu se mai poate da aici. Dacă vă simțiți obosit, noi vă oferim o ceașcă de cafea. Mulțumim. Sau un ceai. Mulțumim și dumneavoastră și doamnei. Pentru parbriz murdar și pentru celelalte ai intrat da, și asta intrat. Da. Ai trebuie din să mai ținem de ele acolo. Data viitoare o spăl, promit. Parbrizul l-am curat. De asemenea, a intrat în vigoare și articolul conducere agresivă. Da, ăla iară. Ăla e bine că e. Da, foarte da, multe lume cumpărau ăsta. Multe cazuri. Acum, mersi mult de tot și documentele. Mersi, mulțumim. Cum vi se pare această acțiune a poliției? Un ceai cald benefic, ce să zic, pe frigul ăsta. Fiind frig e bună și îndrumarea tot timpul e mai bună și prevenția mai bună decât sancțiunile, pentru motivul că vedeți ce timpuri trăim referitor la salarizare. Eu știu că se măresc astea în funcție de toate amenziile, în funcție de salariul minim, dar să ar trebui gândit la nivel înalt să se poată discuta ce salariu avem și ce luăm în mână ca să putem plăti o amendă, nu știu. Dom'le, cine greșește să plătească, nu e problemă, dar mi se par totuși mari. Adică să iei 15 milioane, 14 pe lună, cine ia și să plătească un 21 ca... Nu știu, n-are geamul spălat. Am văzut că cunoașteți foarte bine noile schimbări. Da, am lucrat cândva în serviciu. Cum vi se pare schimbările? Sunt benefice, mai ales cele referitoare la agresivitate. Sunt benefice pentru motivul că erau... Am văzut N cazuri în care agresivitatea stradală de să bat în stradă, să... Doamne, ai greșit, l-ai lovit, stai liniștit și rezolvă legal. Cum a, schimbările sunt bune datorită faptului că sunt foarte multe accidente și datorită străzilor care nu prea le avem cum trebuie, asta nu e vina al Ministerului de Interne, dar și datorită faptului că sunt agresivi, aleargă motoare puternice, de multe ori copii la motoare puternice care n-au experiență și așa mai departe. Poate îi mai liniștește. Poate ne mai liniștește. Talonul, cartea de identitate, asta e dovada la permisul de conducere. Bipat fără drept de circulație. Da, nu, deci n-aveți dreptul să conduceți. Bun. Aici e protocolul care m-a testat cu valoarea, cu datele dumneavoastră. O semnătură vă rog acolo. Scrie semnătură mai jos. Aici? Da, da. Bun. Asta rămâne la mine. Mai puteți, vă rog, multe mai sunt dacă vreți. Vă explic încă o dată. Vă rog, deci, permisul de conducere, după noua lege care a intrat în vigoare, nu mai dă dreptul de a da testare pentru reducerea perioadei de suspendare de la 90 de zile la 30 de zile. Acum rămâne suspendarea de 90 de zile plus testare obligatorie. Dacă nu dați testare, cum mai puteți de zile? Deci dumneavoastră trebuie... 90 de zile trebuie să mă uită la examinarea... În primele 20 de zile, deci intră suspendarea. Deci dumneavoastră, la persoană vreți de circulație, vă intră suspendarea de astăzi. Bun. În primele 20 de zile, să mă duc să dau examen și după aia în 3 luni la anul acesta. Exact. Verificați la București... Vă explic, da, verificați la București în ce zi să dă testarea, la Alba de obicei, da, în ziua de joi. Ok. Bun. Și avem așa, procesul verbal în care am constatat următoarele. Datele dumneavoastră de stare civilă. Începe DN1 la kilometru 372, în timp ce ați condus auto marca Volkswagen Touareg, cu numărul de mână. În urma testării cu aparatul etilometru a rezultat o valoare de 0,06 miligrame. Am rugămintea să-mi spuneți cât a fost. Sincer, am băut o sticlă de rom, ca să nu zic o
minciună, să nu mint. Deci ați băut o sticlă de rom. Da, exact. Jumătate din ea e o jumătate uncul meu. Am înțeles. Alte... Nu, n-am mai băut. Vin, poate, atâta. În rest, poate sau altă... Poate nu mai ați băut, nu? Trecut, nu. Cam ce cantitate? Ești. Aproximativ, așa. O, trei pare, după. Am terminat, am băut, am mâncat. Am mâncat ceva dimineața și trebuie să mă duc și acasă. Bun, deci am consum mat 0,5 litri, mililitri de rom. Am consumat 0,5 mililitri rom și câteva pahare. Amenda îi 9 puncte amendă, ori 145, adică 1305, în 15 zile legea vă dă dreptul să achitați jumătate, ceea ce înseamnă 652,5. Altă mențiune dacă aveți, domnul Urcan. Bun. Principal scop, informarea conducătorilor auto cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă regulile de circulație. Insistăm asupra faptului că oboseala este foarte periculoasă la volan, iar în situația în care cei pe care abordăm se simt obosiți, invităm să facă o scurtă pauză și să servească un ceai sau o cafea pe care le punem la dispoziție. Nu vă displace întâlnirea cu noi. Nu, dar nu avem noi și de zahăr. Ok?